Îl avem pe domnul Petru Filip la telefon, președintele Comisiei de Politică Externă din Senat, și ne poate explica mai bine de ce s-a ajuns la această amânare. Bună ziua, domnule senator! Vă salut, bună ziua! Cum s-a ajuns la această amânare? Nu ar fi trebuit să fie la ora 13 să înceapă dezbaterea? Păi nu, deci noi am avut discuția în comisie la ora 11, conform planificării birourilor permanente reunite. Și în comisie ce s-a întâmplat de fapt? Păi în comisie deci în primul rând că am încercat să le explic colegilor parlamentari din cele două comisii că până la urmă a existat o greșeală procedurală a birourilor permanente reunite atunci când a repartizat strategia națională de securitate și apărare. Lucrurile sunt legate, securitatea națională întotdeauna este legată, sau securitatea este legată de politică externă. Și am discutat și pe text și pe fond. Deci există câteva observații, eu cred că constructive la textul pe strategie, pe care le vom înainta celui care a elaborat, instituției prezidențiale, și cred că va fi domnul președinte Iohannis sau cine a elaborat, le va analiza ca atare. Păi bun, dar în comisie ce s-a întâmplat? S-a dat aviz sau... Deci în comisie nu s-a dat aviz pentru că nu a existat quorum. Deci avizul nu a fost dat, dar conform regulamentului, plenul Parlamentului poate să treacă peste această chestiune. Au mai fost multe situații similare în care plenul hotărăște, chiar și fără raport poate să hotărească. Dar motivul pentru care nu s-a dat aviz a fost că nu a fost vorum sau că nu sunteți convinși dumneavoastră? Nu, vă rog. Nu, deci sunt două lucruri distincte. Deci, în primul rând, că am apreciat că o strategie pe apărare, securitate și o completez și politică externă este o chestiune absolut necesară. E un document important cu bătaie lungă și atâta timp cât a intrat în dezbaterea Parlamentului, părerea mea este că, comisiile de specialitate trebuie să-și aducă aportul la îmbunătățirea lui. Un raport nu este infailibil, un document nu este infailibil, indiferent de cine l-ar face. Este perfectibil. Cu alte cuvinte, rolul nostru a comisiilor de specialitate nu este neapărat unul politic, ci este unul de îmbunătățire. Cel puțin la politică externă nu cred că ar trebui să prevaleze simpatiile politice. Bun, și de aici aceea... încolo ce se va întâmpla, domnule Filip? Că pare așa că a rămas în aer strategia de apărare, securitate și politică externă, ca să fie complet. Deci ea va intra. Deci bănuiesc că biroul permanent a hotărât ieri la ora 1 va exista, plenul reunit, care va hotărâ luarea în considerare a raportului, probabil, a comisiilor de apărare. Comisia de politică externă n-a putut să dea un aviz și se va putea vota. Deci să înțelegem că până la urmă votul nu s-a amânat, de fapt, că la ora 13 rămâne la latitudinea biroului permanent dacă va ține sau nu votul. Păi biroul permanent reunit sigur că va constata situația și va decide în consecință. Deja chestiunea pe mine mă depășește că mai nou nu participăm la ședințele de birou permanent. Înțeleg. Mulțumesc, domnule Filip, pentru intervenție și pentru explicații.